Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Astăzi am intrat oficial în iarnă și dacă a venit decembrie, înseamnă că vine cu el și îndemnul lui Bacovia de a privi cum ninge decembrie. Din păcate, sinopticienii noștri străini de vers și poezie, cu o nepăsare rece și pragmatică, schimbă figura de stil a poetului pe o banală constatare meteorologică. Te uite cum plouă decembrie! Nu ne supărăm pe ei, în fond oamenii își fac treaba. Unde mai pui că oricum, ori plouă, ori ninge, odată cu răcirea vremii, se răcește brusc și dragostea noastră față de metaforă în particular și de vers în genere. Într-adevăr, la lectura facturilor de iarnă, cea mai dulce simfonie devine celebra zicală: schimb două ierni pe o vară, iar cea mai sfântă rugăciune: dă-ne, Doamne, iarnă blândă. Îmbrăcăminte mai scumpă, produse alimentare mai scumpe, facturi, după cum ziceam mai devreme, iarăși mai scumpe și nu de două, trei ori, dar de multe, multe ori. Ce mai rămâne moldoveanului să facă? Pe cine să mizeze decât pe îndurarea lui Dumnezeu? Că îi va auzi rugămintea și îi va cruța de geruri și nensori cumplite. În mila statului și autorităților, moldoveanul de mult s-a dezobișnuit a crede. Se descurcă de unul singur, cum poate și cum îi surâde norocul. Doamnelor și domnilor, vă propun acum să vizionăm un material video, după care revenim în studio și vă prezint invitația din această seară. Bună ziua! Suntem în direct în situații excepționale. Паруски, мы справляли чрезвычайных ситуаций, как вот. Хотели проверить, готовы ли вы к зимнему сезону. Проверить печку. Пожалуйста. Обратно, ну вот так нельзя возле печки держать. Близко. Близко очень. Надо на 1.25 м. Угля нету, и вряд ли он запалится. Чуть-чуть, один тазик дров. Детей не имеем, мы оба старые. Понятно. Перед печкой поставьте кусок железа. Да, 60x60, чтобы было. Им надо желательно убрать. Желательно убрать, а то здесь сами говорите, что нагревается и падает. Подогреется, да. Этот шкаф, и потом вам же хуже будет. 901. Да. Или 4.11.97. Надеюсь, что не надо. Номера. Шпату. Санитация, станция моей Мари. Când să vă dați mult, mă spuneți că s-a dat deloc. Distanța minimă trebuie să fie 1.25 m. Adică material combustibil. De către specialiști secția apărării împotriva incendiilor se efectuează evaluarea riscului de incendiu în sector locativ. Și anume persoanele social vulnerabile și persoanele cu vârstă înaintată. Cele mai frecvente abateri de la normele antincendiare sunt lipsa foilor de metal instalate pe pardoseală, instalarea covorilor și altor obiecte combustibile pe peretele sobii. Persoanelor li se mânează prescripții, iar asistenților sociali rămâne să monitorizeze înlăturarea neajunsului. Am revenit în studio și probabil dumneavoastră v-ați dat seama despre ce vom vorbi astăzi. Tema ediției din această seară este atenție la sobe pe timp de iarnă. Și vom discuta în special despre incendii, provocarea acestora din cauza exploatării necorespunzătoare a sobelor, despre cauzele incendiilor și prevenirea acestora. Pentru că oamenii mai utilizează în afară de sobe și alte aparate electrice cu care se încălzesc pe timp de iarnă și la fel dau greș și nu folosesc cele mai elementare norme de utilizare a lor. Invitații din studio sunt Olga Cataraga, director al Centrului Național de Expertiză Judiciară de pe lângă Ministerul Justiției, colonel în rezervă și expert în domeniu în timp de 26 de ani. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara. Bună seara. Sper că informația pe care astăzi o vor auzi telespectatorii le va intra aici binișor în cutiuță și să le fie de folos. Exact. Și în dreapta mea este Mircea Răcilă, șef secția Apărarea împotriva incendiilor, sectorul Râșcani. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumim pentru
toată munca pe care o faceți. Eu întotdeauna am zis că trebuie să ne închinăm până la pământ pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Sunteți o profesie foarte complicată, aveți o profesie complicată, dar și până la urmă foarte utilă pentru oameni, pentru că noi nu ne dăm seama de niște lucruri doar numai în momentul când pățim ceva și doar atunci. Dar astăzi v-am invitat ca să ne spuneți cum este să evităm aceste situații grave, situații complicate din viața oamenilor. Deja incendiul produs nu rezolvă nimic, rezolvă doar o rană, o, niște emoții care rămân pe o viață întreagă. Aceste videoul care l-au văzut telespectatorii, dumneavoastră îl plasați și pe YouTube și pe alte rețele, ajută cu ceva această vizită nemijlocită a oamenilor la casele lor? Am văzut că nu numai un video, aveți foarte multe, am văzut că oamenii foarte greu înțeleg niște lucruri elementare. Sobele acestea sunt tixite cu haine, cu obiecte în jurul lor. Ce se întâmplă? De ce e atât de complicat să ajungă la om înainte de a se întâmpla un incendiu? Din cauza exploatării necorespunzătoare a sobelor? Deci pentru început despre acest video aș vrea să comunic celor care ne privesc. Este o campanie lansată tradițional de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ea durează de mai bine de 10 ani. Începe în luna octombrie, chiar dacă iarna vine abia în decembrie, noi muncim pentru prevenirea incendiilor în sectorul locativ deja din luna octombrie și durează până în luna martie inclusiv. Deci în cadrul acestei campanii sunt încadrați sau muncesc tot efectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Deci ei merg în toate localitățile țării, indiferent că sunt localități rurale, orașe, mai mari sau mai mici, indiferent de nivelul de trai a persoanelor. Deci masiv ne străduim să putem intra în fiecare casă pentru a putea discuta cu persoanele, pentru a vedea care este starea de fapt a instalațiilor de încălzire, fiind ele sobe, reșouri electrice sau alte aparate pe gaz. Deci, mergând deci în casă, timp de 10 ani e destul de mult timp. E foarte mult și chiar dacă noi facem, avem lansat această campanie, vreau să vă spun că cifra celor care suferă în urma incendiilor cam rămâne stabilă din an în an. Deci, care e situația în iarna trecută, de exemplu? Deci, sau chiar de și fapt, anul acesta? De la începutul anului acesta avem înregistrate 1495 de incendii. Cauzate de? Diferite cauze. Deci totalul incendiilor în Republica Moldova sunt în număr de 1495. Extraordinar. E mult, nu? Este foarte mult. În timpul acestor incendii au fost decedate 73 de persoane, dintre care 7 copii, deci până la 1 decembrie. În 2016 am avut înregistrate 1484 de incendii, practic cu 10 mai puține, dar totodată au decedat în urma acestor incendii 95 de persoane. Deci chiar dacă avem o descreștere a numărilor celor decedați, dar până la finele anului nu trebuie să ne bucurăm sau nu trebuie să facem o concluzie pripită, evident, pentru că fiecare zi ne poate aduce surprize noi, mai tragice sau mai puțin plăcute. Cifra fiind practic constantă, adică chiar dacă se abate 2, 3, 5 persoane, practic merge mulți ani cam între aceeași cifre, atât cu numărul de incendii, cât și cu numărul persoanelor care își se lipsesc de viață. Moldoveanul până la urmă nu renunță la aceste sobe, da? Din motive și financiare, că este, consideră ei la țară că este mult mai comod să construiești o sobă la care să încălzești casa, dar aici depinde de calitatea construcțiilor. Sunt oameni speciali, care sobarii, da? Eu corect zic, da, care, sobarii, cei care construiesc, care construiesc aceste sobe. Mergeți în concordanță cu ei? Ei au, sunt înregistrați undeva? Pentru că îmi dau seama că la țară nu se mai duce contul câte sobe a construit un sobar și care sunt criteriile necesare pentru o sobă deci, corespunzătoare. Chiar dacă normele în construcție privat careva cerințe pentru construcția sobelor, deci, dar ele sunt verificate doar atunci pentru construcțiile noi, când se dă ceva în exploatare, evident. În cazul când se construiesc sau se reconstruiesc sobe în localități rurale, vreau să vă spun aici că sobe se utilizează nu doar în sate. Sunt sobe care se mai utilizează și prin blocuri locative. Până la 5 nivele putem să mai întâlnim. Am văzut în raionul Hâncești sau în raionul unde? Sunt multe localități unde nu există încălzire centralizată. Și vreau să vă spun că aici iarăși utilizarea sobei omul o vede ca o sursă mai ieftină de încălzire. Dar, consideră... Mă scuzați că vă întrerup, dar nu este un pas înapoi în dezvoltare? Noi nu mergem cumva nu în direcția care trebuie? Fiecare este liber să-și aleagă modalitatea cum se încălzește sau cum face economie din ceea ce are.
Deci nu putem noi să spunem... Păi, dar spunem pericol viață, din câte mi-e două seama. Viața e mai scumpă decât orice. Viața este mai scumpă și asta este și scopul campaniei lansate de noi. Pentru minimalizarea riscului de incendiu și pierderea vieților omenești. De aceea noi încercăm oamenilor să le explicăm care este riscul exploatării sobelor, care defecte sunt prezente, vizual sau constructiv. Eliminăm pliante, note informative, facem tot felul de reclame, alte spoturi, uh-huh, video sau audio. Ați cuprins toate localitățile rurale? Pentru că sunt un pic peste 1000, puțin peste 1000 de localități avem în Republică. Sau mai este vreun raion necuprins de informare? Dacă sincer, în raioane sunt în jur de 17-18 pompieri care lucrează într-un centru raional. Deci este mai dificil într-un centru raional să acoperi toate localitățile. Pentru municipiul Chișinău a fost mai simplu, pentru că noi de la începutul campaniei, să vorbim despre sectorul Râșcani, deja am reușit să acoperim practic în proporție de 80-85% localitățile rurale din, uh-huh, zona de deservire a sectorului Râșcani. Deci în localitățile raionale încă nu ați ajuns în toate? Nu am ajuns, dar tindem să mergem peste tot. Un detaliu, dar foarte interesant. Acolo unde s-a întâmplat un incendiu provocat de utilizarea necorespunzătoare a sobei, ați fost sau nu ați reușit să intrați? Aveți așa o statistică în casa aceea? Ați intrat sau nu? De multe ori sunt cazuri când chiar în urma noastră se întâmplă că se... Deci oamenii nu ascultă, așa să înțeleg, iată și doamna Cataraga să ne ajute. Oamenii până la urmă nu sunt ascultători. În experiența dumneavoastră de 26 de ani, oamenii de ce ajung în situații când în 2017 să nu-ți dai seama că ai un pericol în casă și să nu, cum credeți, ai și la un aspect psihologic ce se întâmplă? Sau din cauza sărăciei? Deci eu cred că nu e sărăcie de vină. Este natura moldovanului nostru. Noi suntem deprinși așa, până când ceva nu se întâmplă, cum a spus și dumneavoastră, nimeni nu ia nicio măsură. Eu, din punct de vedere tehnic, văd problema aceasta, sau două aspecte ale problemei acestea. Primul aspect, tot din economii, că s-a stabilit de multe ori că omul destul de bine poseda, destul de bine stătea pe picioare, poseda surse materiale, însă făcea economii la niște chestii care îi punea viața în pericol. Uh-huh. De exemplu, chiar și aceeași verificare periodică a tuturor instalațiilor care le are în casă, electrice, fie încălzitor de apă, fie sobă cu gaze, fie aragaz, fie orice, tot ce prezintă pericol. Pericol. Da, economisește. Deci trebuie de făcut minim de două ori pe an, chiar dacă ai un utilaj de încălzire a apei. Verifică o dată în an sau două, adică respectă toate instalațiile care se vând, toate dispozitivele, ele au un pașaport unde scrie regulile de comportare cu ele. Nimeni nu respectă. Uh-huh. Al doilea aspect pe care îl văd eu, chiar la construcții sau când se dau spațiile în arendă. Nu este persoană responsabilă. Deci eu vreau să dau în arendă, acolo rețeaua electrică pe departe nu corespunde instalațiilor care am de gând să le care au de gând să le folosească persoanele care iau în arendă spațiu. Și se întâmplă, iată, situații de care am avut noi chiar la strada Muncești sau cum, unde a decedat și un pompier și la uzinelor. Un pompier și două persoane, pare mi sau o persoană. Așa am avut caz când o doamnă tânără lucra în magazin, pur și simplu nu elementar regulile de securitate, nu au fost antiincendiare, antielectrocutare și așa mai departe, nu au fost respectate. Deci oamenii sunt într-un fel lenoși. Dacă ar fi responsabili, că dacă trebuie aici să fie așa, să fie așa, da. Să dau un ban în plus ca să-mi iau un dispozitiv mai sigur, mai mult mai bine. Erau pe câțiva ani în urmă o modă de a procura instalațiile astea de masaj. Știți? Niște dispozitive de masaj. Și la piață au apărut exact copii una la una la cele autentice. Că era plin... CNEJU, Centrul Național de Expertiză Judiciară, laboratorul inginerul tehnic cu dispozitive de astea, că ele sunt autentice sau sunt fabricate artizanal. Și chiar toată lumea întreba, chiar și ofițerii de urmări penală, bun, dar și dacă costă mai ieftin de 10 ori, de ce eu nu cumpăr asta? Și noi ne străduiam să le lămurim, adică pe atunci nu eram eu acolo, dar experții care lucrau acolo, că uite, el nu este făcut la acel nivel de siguranță care trebuie și tu îți pui în pericol viața. Chiar punându-l în priză,
poate să fie ori un scurt circuit, că nu corespunde ceva sau după dimensiuni, nu așa cum trebuie și acolo se primește că nu intră în contact respectiv cum trebuie să fie și se pornește un incendiu sau alte chestii. Oamenii noștri știți cum să economisesc mai mult și mai, adică mai ieftin și mult și bun. Deci principiul moldoveanului mai este aici. Da. A voi spranisiot, da. Este din păcate la baza vieții noastre și ajungem unde ajungem. Sunt convinsă că dacă se respectă 100%, noi putem scădea rata incendiilor cu 50%. Mm-hmm. Că eu cred că colegul meu o să mă susțină. Da, dacă să comparăm numărul de incendii care sunt în Republica Moldova comparativ cu alte state mult mai dezvoltate, unde se întâmplă 5-6 incendii, ceva de rezonanță cu urmări, cu prejudicii materiale sau chiar cu pierdere de vieți. Pentru că pierderi de vieți sunt oriunde. Sunt și în Japonia, sunt și în Germania și în Statele Unite mai ales. Mm-hmm. Dar sunt 3-5 persoane, sunt 10 incendii pe an stabilite care va pagubi materiale. Se intervine altfel, se depistează altfel incendiul. Deci chiar dacă e să vorbim despre dispozitivele de depistare a incendiilor, deci avem detectoarele de fum autonome, mm-hmm. care teoretic oamenii sunt liberi să le procure, să le puie pentru a-și proteja viața. Și există oriunde în piață. Există oriunde pe piață, mai omologate, mai puțin omologate, dar până la urmă ele își fac treaba destul de bine. Și ele ne ajută într-un fel oarecare atunci când apare fumul. Nu sunt atât de scumpe. Cât ar costa? Aș zice în jur la 150 de lei unul. Nu sunt. Să luăm, să împărțim, să facem un calcul elementar, cât costă un detector și chiar bateria cea care trebuie schimbată de două ori pe an, iese câțiva bănuți pe zi. Deci viața noastră ne costă câțiva bănuți pe zi. Deci acest detector, în momentul când noi dormim sau toată familia și iese un pic de fum, el începe să face un sunet care este puțin asurzitor, aș spune, nu e atât de mare, dar decibelii folosiți acolo este destul ca să te trezească din somn. Totodată, o cerință este ca în încăpierile unde se utilizează sobe, deci să fie instalate, deja din 2014 este în vigoare, dar să fie instalate detectoare cu monoxid de carbon. Uh-huh. Acestea sunt mai scumpe, evident, în jur de 2000 de lei, nu prea sunt pe piață la noi, dar care au acces, pentru cineva este mai scump, care au acces pe magazinele online, sunt mult mai disponibile și mai accesibile. Acesta este de un foarte mare folos, fiindcă monoxidul de carbon nu are miros, nu se simte altfel, nu are culoare, și pur și simplu cheamă o somnolență care nu-ți dai seama și câte persoane sunt decedate chiar nu numai cu sobile, dar chiar și în automobile când lasă motorul pornit și se exact. Încălzește. Și ar fi foarte bine să aibă și în garajurile unde mașina le o parchează sau mai lucrează acolo și încălzește de la motor. Sunt niște aparate de măsurători care sunt necesare exact, în fiecare așa. Zi și asta ar salva vieți omenești. Da, cu atât mai mult am vrut să atrag atenția că toată lumea acum se folosește de aragaze. Și cum noi suntem deprinși că nu punem aragazul în locul unde era proiectat, dar îl mișcăm singuri unde vrem. Și noi singuri mutăm furtunul celălalt mai aproape, mai departe, fără proiect, fără doar tot colegul să spună că tot ce se face trebuie să fie proiectat, vine inginerul, vede cum e posibil, nu? Și instalează oameni special pregătiți pentru aceasta. La noi ce se face? La noi toți știu a face totul. Dar știți ce îi conduce pe oameni ca să nu-i cheme? Ei se gândesc, și asta este vina societății și a instituțiilor posibil. Administrative. Se gândesc, wow, dacă îi mai chem și pe ăștia o să mă mai scurgă de bani. Posibil. Asta posibil. Este un lucru da, nefast. Dar uitați-vă, eu cred că chiar și nu e așa de scump. Nu știu cât costă, nu m-am documentat, dar nu e așa de scump. În schimb, viața ta e în siguranță. Deci eu un simplu exemplu vreau să dau. Când a fost caz, a fost incendiu, să clarificau, în timpul expertizei s-a stabilit că cauza incendiului a fost faptul că aragazul, când a fost mutat din loc și furtunul, a fost pus acolo, dar din păcate de specialiști. Adică nu de persoană singură, au venit și el nu intra în burghiu. Era ceva, o problemă. Persoanele astea, ca să nu întindă activitatea, au luat pur și simplu și au lărgit burghiu și l-au forțat, a intrat furtunul cu forța acolo. L-au lăsat, lucrează, bine, mersi. Oamenii noștri, niciodată, și eu personal recunosc că nu întotdeauna, dar după cazul acela întotdeauna, opresc de la țavă, de la sus, țavă asta rigidă. Așa da. Ni se recomandă. Da, mai ales pe seară sau când pleci de acasă. Da, dar majoritatea nu respectă, că nici nu țin minte unde e întrerupătorul ăsta. Da. Și seara, de obicei, în rețeaua aceasta de gaze, este o presiune mult mai mare. Și că mai puțină lume folosește gazul. Și furtunul acela din cauza presiunii a sărit. Auleu. De acolo.
și încet, încet s-a acumulat gazul, iată, în lipsa detectoarelor de fel de fel de substanță, cineva s-a dus, o a prins lumina și s-a produs incendiu cu explozii, cu palubi, cu moarte de vieți umane, adică cu pierdere de vieți umane. Iată, asta un simplu asta exemplu este, din practică. Vreau să revenim la construcția sobelor și la persoanele care le construiesc sobarii. Să ne spuneți, atunci când utilizează vreascuri, rădăcini de floarea soarelui, diferite, mi-a zis cineva că și scute ce mai pun în sobe, la acest capitol le explicați ce se poate să pui în sobă și ce nu e posibil să pui? Cărbunele este scump, din câte știu eu, o tonă de cărbune de la 2900 a sărit până la 4500 de lei și acum nu mai știu, asta anul trecut, niște cifre din anul trecut, s-au scumpit și lemnele, deci toate la noi se scumpesc și omul sărmanul din lipsă de resurse financiare nu își permite, eu înțeleg. Deci evident că încercăm să explicăm oamenilor cu ce este corect de a face focul, pentru că sobele sunt destinate, după construcția lor, destinate pentru careva tipuri de combustibil. Într-o sobă de cea veche, tip moldovenesc, cum ne spuneam noi, nu o să folosești niciodată cărbune. Într-o sobă care este preconizată sau adaptată deja pentru dispozitiv ca să se încălzească pe gaz, iarăși nu poți face focul cu cărbune sau lemne și tot așa. Deci am întâlnit cazuri când oamenii făceau focul chiar cu anvelope de la mașini. Deci aici apar mai mulți factori. Factorii nocivi, poluarea atmosferii și iarăși și pericolul explozii, da. Pericolul explozii poate nu există atunci, dar sarcina teren... Nu cu anvelope, dar cu altceva. Cu altceva, evident. Altceva, da. Deci aprinderea iarăși a combustibilului în sobă. Fiecare încearcă cu ce are. Deci este categoric interzis să aprindem cu benzină, cu gaz lampant. Chiar dacă gazul lampant se folosea pe scară largă, mai țin minte pe timpul sovietic, încă pe la bunici m-am apucat și eu. Pentru iarnă ei își pregăteau câteva butelii. Da, și să muia ceva prin sfea, sau chiar... puneau în sobă. Ștuleții deci de la ciocolă. Este foarte periculos că în momentul când se aprinde focul, dacă este folosit benzină sau gaz sau alt lichid ușor inflamabil, se produce explozia asta sau inflamarea rapidă și provoacă arsuri, rămân oamenii fără gene, fără păr în cap sau chiar provoacă arsuri de gradul 3, 2, deci mai mari sau mai mici. Pentru că avem internați pe parcursul sezonului de încălzire o grămadă de oameni cu asemenea tipuri de arsuri. Deci adică se expun riscul ei singuri. Și încă am observat din toate videourile pe care le-am vizionat că oamenii nu înțeleg și lângă sobe își amenajează și mese și scaune și mobilier de diferit. Da, asta iarăși este o încălcare a regulilor de apărare împotriva incendiilor, pentru că în apropierea sobei minim jumătate de metru, deci suprafața de încălzire a sobei, nu trebuie să se afle mobilier sau alte materiale combustibile. În fața ușiței sobei, 1,25 m nu trebuie să fie nimic. Deci, dar la noi sunt. Covorul pe jos în fața sobei, deci cineva dacă care, mai pune, iarăși, dintre cei care au pățit, cineva mai montează teracot în fața ușiței sobei, dar iarăși cât e comod lui două bucăți, că așa îi vine, cineva mai pune tava din metal acolo sau un suport incombustibil în fața sobei pe moment cât face focul. Dar avem, mai ales prin localități, o grămadă de mobilier amplasat chiar imediat apropierea sobei. Deci acestea sunt paturile și mulți dorm lângă sobă, poate considerând că așa le va fi mai cald sau mai confortabil. Foarte aproape de sursa. Este foarte aproape și la momentul când soba este extrem de încinsă sau când temperatura este extrem de mare, poate duce la inflamarea acestor materiale combustibile. O altă greșeală care o fac oamenii este amplasarea sau uscarea hainelor pe suprafața sobelor. Și o întâlnim foarte des, cât nu ne-am luptat și cât nu am informat persoanele, asta este natura. Toți încearcă. Poate au copii mici, poate altceva, că le trebuie mai repede să se usuce. O familie numeroasă nu reușește să spele una după alta să se usuce pe un timp de asta ploios sau friguros. Și le amplasează pe sobă ca să se... Da, și mai, aici mai este un aspect din ce materiale este construită soba și dacă aceasta, pentru că oamenii la țară, chiar am văzut o bătrânică, ați întrebat-o când a curățat-o și a zis că anul ăsta nu țin minte. De două ori pe an ea trebuie neapărat și soba curățată. Vreau să vă propun să vedem o informație prezentată de Tudor Danilenko, sobar, care l-am realizat prin telefon această legătură. De câte ori pe an se curăță sobele? Nu se curăță pe an. Eu de acum, de când le fac, depinde după cum și ce le dă oamenii foc.
ca să nu ne intoxicăm cu fum, trebuie să dăm focul cu lemne, cu cărbuni, să nu băgăm plasticul. Cum ne dăm seama că o sobă trebuie curățată? Începe să fac fum. Care este prețul pentru a curăța o sobă? 300-400 de lei, 200 de lei, depinde și după sobă, după mărimea sobei. Dar pentru a construi o sobă? La construcție 5 lei de o cărămidă. Ca să nu fie pericol, noi când facem soba, o terminăm, le dăm foc, le arătăm la oameni, nu dă fum. Care este cea mai sigură sobă? Eu am zis că între cărămida veche care îi pune oamenii faianță, cele mai reușite ce stai clasca. Da, vedem că să curăți o sobă te costă de la 300 până la 400 de lei. Poate nu le curăță că nu au bani sau nu le curăță din neglijență. Că nu... Mai mult eu aș spune din neglijență, pentru că țin minte, iarăși din copilărie, bunica mea avea sobă moldovenească acasă, dar nu era un sezon de toamnă sau de iarnă să se înceapă fără ca să curăți soba. Și era poate mai leger prin sate, pentru că erau câteva femei prin sat, două, trei, care mergeau, chiar ungeau sobele și cuptoarele moldovenești, se ungeau cu lut înainte sezonului de încălzire, pentru că mai erau sparte de șoareci sau alte rozătoare care puteau pătrunde acolo. Și evident că după un timp îndelungat din folosire, trebuia permanent verificat. Chiar și hornul acesta curățat și aș spune că nu doar înainte sezonului de încălzire, dar hornul, eu țin minte că se curăța regulat. Deci pe timpul iernii sau pe parcursul cât se folosește soba, se utilizează, deci se curăță regulat chiar. Dar aici depinde de construcție, pentru că dacă merge vorba despre o sobă de tip mai nou, pentru că avem, împrumutat, nu avem careva norme, folosim două sau trei tipuri de sobe. Fiecare sobar, cum ați văzut și din materialul audio, deci construiește cum a prins de la cineva, nu are o tehnică oarecare. Într-o localitate putem întâlni doi meșteri într-un care fac într-un sud fel. Avem într-un fel, la evident, centru avem în nordul alt fel are tipurile lor de sobe, sudul al lor. Cineva chiar mai folosește și sobe de cele metalice fără acumulare de căldură, burjuicile, să le spun într-un termen mai... moldovenesc. Dar sobe cu lejancă mai întâlniți prin sate? Mai sunt. Chiar am văzut acum la cineva într-o localitate rurală nouă făcută, deci cineva care mai ține la tradițiile moldovenești. E mai periculoasă pentru exploatare sau nu? Tot depinde de numărul de funduri sau de fântâni care se face pentru evacuarea fumului și cât de des se curăță. Deci, practic, lejanca aceea este ca și un cuptor. Deci arde doar focarul, o încălzește, dar fumul mai departe iese. Depinde de construcția totuși a coșului de fum sau cornului. Dacă se întâmplă undeva niște fisuri, prin crăpătură iese scânteia. Este foarte recomandabil ca cornul sobilor, chiar în suprafața de pod, acolo unde nu intrăm, practic, putem să nu mergem toată iarna, să fie tencuit și dat cu var. Pentru că se vede foarte repede dacă iese fum, sau crăpătură, dacă sunt careva fisuri, pentru că prin crăpături există riscul să iasă careva scânteie. Deci, totodată este recomandabil pentru localitățile care sunt, sau casele construite nemijlocit pe lângă păduri, mai ales sunt localități care sunt pline de animale, oamenii păstrează nutriețuri foarte multe pe lângă casă, este foarte recomandabil ca coșul de fum să fie dotat cu stingător de scânteie. Deci se face un grătar metalic în două, trei rânduri, se pune la capul coșului de fum ca să nu iasă scânteiele în afară, să poată incendia ceva. Ați întâlnit așa ceva da. Pe la oameni? Sunt, da? Oamenii responsabili? Sunt oameni responsabili, sunt oameni care cunosc despre cerință și aici mai depinde și de responsabilitatea subarilor, pentru că iarăși oamenii din independență de sursele financiare pot apela la cineva care construiește o sobă de 20-30 mii de lei și la cineva care o face cu 2-3 mii de lei cu tot cu materiale. Și aceștia care o fac cu 2-3 mii de lei nu sunt chemați, poate sunt cercetați sau de ce? Că eu știu sigur că la mine, în localitatea părinților, este cineva care face soba foarte ieftină da, și eu mi-imaginez că el nu corespunde tuturor. El nu are o activitate înregistrată, evident că nici nu poate fi tras la răspundere. Deci ei nu pot fi depistați. El a prestat un serviciu și niciodată nu o să recunoască că a făcut-o cu contracost sau altceva. Spui că a fost un ajutor sau intenționat. Am vrut aici să mai menționez că tot din practica mea de expert de atâția ani, pare stupid, dar iată rețeaua electrică, adică firul trecea pe lângă horn. Hornul, este un aspect, iar și foarte important. Da, sigur. Ce hornul s-a încălzit foarte mult și s-a avut loc, s-a topit firul ăsta și s-a pornit scurt-circuit și a fost un incendiu destul de mare în luna februarie. Da, asta a fost de mult, dar așa caz a fost. De atâta
Și asta este important. Deci podul casei trebuie vizitat și verificat înainte. Și văzut unde proiectez, unde trece rețeaua. Clar că acum sau alții depozitează câte ceva în podul casei și iarăși dacă o fac multe lângă lucruri, hor, multe, le pun lângă hor, că să nu se nuci. Aceleași nuci, ele se inflamează foarte repede ca lemnul uscat. Altceva ce mai pun? Chiar poamă uscată e tot arde foarte repede. Știți că este și alcool pentru în așa mai departe. Adică este inflamabilă. Și alte chestii. Chiar aceleași cârpi care nu știu ce nu vor să le arunce și așa mai departe. Deci trebuie de făcut așa cum zice, cum scrie cartea. Deci trebuie de respectat și de, mă rog, trebuie puțin pedantism. Puțin pedantism moldovanului lipsește. Chiar dacă vorbeam, îmi cer scuze, despre sobele moldovenești sau din vechime, că erau curățate mai des, totuși construcția acestor sobe era mai periculoasă decât în prezent. Pentru că avem foarte multe cazuri de incendiu, anume la casele vechi, bătrânești, când se aprinde acoperișul sau podul casei din cauza construcției sobei. Deci, pe timpuri se construia casa, ulterior se făcea soba. Unii era cu modul omului. Când ajungea să traverseze tavanul sau chiar acoperișul, deci respectiv își tăia, își făcea o gaură sau își lăsa un spațiu ca să meargă. Și indiferent, când nimerea acolo un căprior, că era lemnul de la acoperiș, mergea construcția coșului de fum și atât. Cu timpul, deci coșurile fum fiind construite, se mai folosea lipile, spunea cineva, deci lut cu paie. Paiele din componența lutului cu timpul lutul se ard, se usucă, fac fisuri și se inflamează și duce la inflamarea lemnului din interiorul podului. Adică chiar dacă lemnul era protejat cu un spațiu de lut de deasupra și dedesubt, el începe să mocnească cu timpul în interior. Facem focul azi, mâine, asta nu se vede și el poate mocni și apărea în altă parte. Deci, sau chiar deci prin paiele folosite în construcția lutului. Nu știe de unde a izbucnit incendiu. Este foarte greu de stabilit. Deci până la urmă se stabilește că a fost în imediată apropiere sau chiar în interiorul cornului. Dar pentru a stinge astfel de incendii, ele poate să mocnească 2-3 zile. Cineva să vadă că se fumeie acolo mătușa Valentina și face focul și stau liniștiți. Ca ulterior, peste 2-3 zile, să fie inflamat tot acoperișul sau chiar dacă se aprinde o parte din acoperiș, pompierii până nu strică tot, până nu demontează această construcție. Nu pot lichida incendiul. Acolo deci, este permanent și e ascuns. Îți pare că s-a stins, dar după aceea se poate inflama din nou. Munca dumneavoastră este foarte complicată pentru că în urma deja incendiilor dumneavoastră mergeți și investigați locul și vedeți cauzele, din ce cauză s-a pornit. Cum se investigează un incendiu din punct de vedere criminalistic ca să ajungeți corect la depistarea sursei? De ce s-a întâmplat aceasta? Da, într-adevăr aveți dreptate că investigarea unui incendiu din punct de vedere criminalistic este foarte și foarte dificilă. Eu am mai expus părerea aceasta, dar nu este părerea mea, este din practică și este dovedit și științific, fiindcă, în genere, când vezi un incendiu, îți pare că nu mai găsești nimic acolo. Da. De multe ori, incendiile se folosesc pentru a camufla careva crime. Și este greșit, înțeles, că dacă este un incendiu, mai mult nu mai pot depista nimic. Dar este și un pic de dreptate, fiindcă este foarte important să procedezi corect. Și aș vrea să atenționez și să sensibilizez persoanele de răspundere care își fac activitatea zi de zi legat de investigarea locului faptelor. Nu se știe. Este incendiu și nu se știe. E criminal sau nu e criminal. Și numai decât omul unde telefonează. La poliție, la pompieri, la salvare, că nu se știe ce e acolo. Și iată, primii apar acolo pompierii și salvarea, da? Și poliția. Indiferent. Poliția întâi, salvarea, dar vin toți. Și ei toți sunt oameni, fiecare are pașii lui să efectueze în momentul dat. Deci în primul și în primul rând trebuie de efectuat stingerea și salvarea și înlăturarea pericolelor. Iată, aceste trei acțiuni de la sine prevăd sau presupun niște activități de manipulare a locului incendiului. Și orice manipulare înseamnă distrugere de urme. De aceea, când apare expertul să investigheze locul faptului, vreau să atenționez că expertul care lucrează cu incendiile, el fără investigarea locului incendiului nu poate formula nicio concluzie. Și este foarte important ca să fie păstrat locul intact, dar și până a veni expertul să colecteze anumite fapte, anumite probe, fiindcă expertul își bazează concluzia sa doar pe date faptice.
El nu poate să-l întrebe pe unul, să-l întrebe pe altul ce a zis unul. Deci este cercetarea locului faptei care se fixează într-un proces verbal, este la procesul acesta verbal atașată, anexată planșa fotografică și este de dorit ca ea să fie în color, dacă e bine, dacă este posibil de filmat locul, chiar să fie înregistrate numai decât dacă nu se filmează și nu se fotografiază color, trebuie numai decât să fie fixat culoarea fumului, densitatea fumului, mirosul fumului, de culoarea flăcărilor, intensitatea lor, tot așa culoarea pe straturi. De tot ce se vede, asta trebuie fixat în proces verbal. Pe urmă, e un lucru destul de minuțios. Sigur, dar asta trebuie să-l cunoască acei care vin primii la fața locului și în competența cărora intră cercetarea locului faptei cu privire la incendiu. Dacă datele acestea nu se colectează corect, nu mai spun de umiditatea aerului, condițiile meteorologice și așa mai departe. Deci este... nu putem ajunge da, la o concluzie. Noi nu putem, noi nu ne ajung petricele, cărămizi, ca să clădim concluzia. Ce trebuie să cunoască oamenii pentru a nu se supune riscurilor de incendiu? În primul rând trebuie să cunoască regulile de comportare antiincendiare. Deci, iată, compania asta care o desfășoară de informare? Acum, da, este foarte binevenită. Ea, da, drept, este îndreptată doar la un tip, să zicem, la sobe, dar e bine așa. Eu poate v-aș sfătui că... Nu suntem axați doar pe sobe, deci noi verificăm în genere toate instalațiile de încălzire și dacă merge vorba despre termogeneratoare sau cazane pe gaz, indiferent cât de moderne sunt acestea, mai noi, mai vechi sau altceva, pentru că trebuie să cunoaștem, acolo unde oamenii se încălzesc pe gaz, există riscul intoxicării cu monoxid de carbon sau... în cazul scurgerii de gaz, din cauza nerespectării cerințelor față de canalul de ventilare. Iarăși mai mult în localitățile rurale, oamenii închid canalele adică de ventilare din încăpere, în complex, într-un mai multe. Da. Asta deci bun, pentru că bine, acest risc există chiar și în blocuri locative din Chișinău. Noi mergem des și în blocuri, mergem prin apartamente, sfătuim oamenii cum trebuie corect. Și vreau să vă spun că chiar dacă canalele de ventilare sunt verificate, pentru că înainte de începerea sezonului de încălzire este obligatoriu ca fiecare să verifice coșurile de fum și canalele de ventilare și chiar dacă obțin acest act, el știind că vine specialistul la fața locului, a făcut frumos, totul este curat și bine. După aceea, foarte multe cazuri în oraș, oamenii conectează hotele de la răgazi, le conectează în canalele de ventilare. Este foarte interzis. Strict interzis. Deci care ar fi soluția? Pentru că suntem deja pe final de emisiune și vreau neapărat să luăm legătura și cu Igor Blăniță, un hornar care să ne spună niște lucruri, o profesie mai rar întâlnită la noi în Republica Moldova. Care ar fi soluția ideală în vederea micșorării numărului incendiului? Deci ideal ar fi, cum am spus și mai înainte, respectarea strictă a regulilor de comportare cu toate instalațiile care prezintă careva pericol și responsabilitatea persoanelor. Acasă trebuie să fie tata, mama care să răspundă, să uite, să înveți copiii de mici, la școală profesorii, exact la facultate, să fie oameni responsabili de activitatea lor. Dar așa la noi se primește că cât mai puțin eu nu răspund nimic, nu mă interesează, merg peste tot cablajul ăsta amestecat unul cu altul, că mai sunt și circuite inductive, scurt circuite inductive, nu numai decât să fie acolo ceva, o dereglare. Adică eu consider că trebuie să respecti, să te respecti și să respecti toate regulile. Pe cei din jur, familia. Da, care da, să nu expui pericolul. Pericol. Regia îmi spune că avem legătura cu hornarul Igor Blăniță. Alo, bună seara! Bună seara! Da, vă mulțumim mult că ați fost cu noi și ați urmărit emisiunea. Vreau să vă întreb, pentru că mi-a zis înainte de emisiune că oamenii ar trebui ca și cu automobilele să-și facă grijă de anvelopele de iarnă, exact așa și de sobe și de hornuri și de toate instalațiile care le au cazane. Spuneți-ne, vă rog, la moment, ce statistici, cum dumneavoastră activați, unde este mai mult de lucru și unde mai puțin de lucru? În principiu, lucru este în toată Republica, totul depinde de atitudinea stăpânilor față de aparatele de încălzire, de coșurile de fum și, evident, dacă te gândești la siguranța familiei sale, la siguranța casei. De câte ori pe an un coș de fum trebuie curățat și cum se întâmplă acest lucru? Ideal ar fi 2 ori pe an. Începutul sezonului sau înainte de sezon și la sfârșitul sezonului. Cât costă o curățare? În mediu 1000 de lei.
Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți în urma vizitelor pe care le aveți? Ce le lipsește oamenilor? Cultura, informarea sau educarea acestora urmează să fie? Mai degrabă educarea. Eu vreau să zic un singur lucru. Coșarul de la fel pompierii nu numai curăță și sting efectele, da? Folosirii necorespunzătoare a aparatelor, dar și analizează efectele, cauza și propun soluții. Deci e foarte important persoanele să se asculte un pompier, un coșar profesionist și atunci mi se pare că va fi cu mult mai puține cazuri, din păcate, care se întâmplă la începutul sezonului și pe parcursul sezonului. Am văzut că dumneavoastră participați la diferite activități comune cu alte state, a colegilor dumneavoastră de breaslă. Care este diferența cea mai strigătoare între moldoveni și în altă parte vis-a-vis de atitudinea față de ce înseamnă aparatele de încălzire, încălzirea pe timp de iarnă? Deci în țările europene, curățarea, mai ales inspecție video sau foto a aparatului și a coșului de fum este impusă prin lege. Și coșarul în foarte multe țări are dreptul să interzică folosirea în sezon a diferite aparate de încălzire dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele față de această utilizare. Aici, în Republica Moldova, dumneavoastră nu aveți așa pârghii? La moment nu. Cea mai bună cale la moment pentru noi este să încercăm să convingem oamenii că este foarte important să fie curățat, să fie respectat, să fie folosite materiale conforme, pentru că la noi sunt foarte multe materiale neconforme folosite în construcția sopilor, șemineilor, cazanelor. Și foarte, foarte, foarte puțin se respectă unele cerințe minime, chiar minime. Persoanele se adresează pentru a curăța ceva numai în momentul când soba, să zicem, deloc nu lucrează sau face foarte mult fum. Și asta e o greșeală, pentru că nu este bine. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, vă doresc să aveți de lucru și să informăm în continuare oamenii corect ca să utilizeze aparatele de încălzire și toate instalațiile. Numai bine, seara. Sperăm că vom reuși. Seară bună. Da, vedem, cerințe minime și materiale neconforme. Asta avem și o lege care să ne ajute ca să putem să oprim oamenii care nu utilizează corect. De ce nu avem noi așa? Suntem pe final de emisiune, vreau să spuneți de ce. Deci nu există o lege în acest moment, dar există regulile de apărare împotriva incendiilor care prevăd careva cerințe. Deci și conform legii privind apărarea împotriva incendiilor 267 din 1994, deci că obligația cetățenilor este că oamenii trebuie să cunoască cerințele de apărare împotriva incendiilor și totodată se permită accesul pompierilor pentru a verifica careva activități de verificare sau de altceva. Deci, pentru că avem foarte multe cazuri când oamenii nu ne lasă să intrăm în casă. Deci, cineva poate chiar și nici nu ne ascultă. Undeva poate este tendința asta sau frica de oamenii în uniformă, poate să fie și asta un motiv. Dar, la general, oamenii sunt pozitivi și încearcă să asculte și rămân doar cu ascultatul. Pentru că, vă dați seama, verificând, noi ajungem într-un sezon de iarnă, deci în cadrul campaniei putem să venim de 2-3 ori la aceeași casă și ne stăruim mai des să mergem la persoanele social vulnerabile, cele familiile cu copii numeroși sau bătrânii care sunt în etate și sunt singuri, n-au grijă nimeni de ei. Și cerințele, nu se schimbă nimic, de fapt. Eu sper cu această emisiune să sensibilizăm cei care, oamenii care nu reușesc să facă față sau nu sunt responsabili. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Din păcate, ca de obicei, timpul trece foarte repede la emisiunile noastre. Sper că a fost utilă informația care au primit-o astăzi telespectatorii noștri. Vă doresc să vă încălziți, dar să aveți și grijă de oamenii care vă înconjoară și de tot ceea ce utilizați în timpul când vă încălziți. Vă mulțumesc mult! Urmăriți emisiunea
noi, despre noi, marți și vineri la 19:00, o să fim atenți să alegem teme care vă interesează. La revedere!